Tragedie în Statele Unite. Un băiat de doar 13 ani care avea în mână o pușcă de jucărie a fost împușcat mortal de polițiști. Aceștia au crezut că arma este adevărată. Drama a avut loc în localitatea Santa Rosa din nordul Californiei, la doar o zi după ce un elev din Nevada a ucis un profesor, iar apoi s-a sinucis. Părinții băiatului omorât spun că fiul lor mergea spre casa unui prieten ca să se joace atunci când a fost văzut de subalternii șerifului. Poliția din oraș a confirmat uciderea copilului, dar a refuzat să dea alte detalii. Autoritățile s-au mulțumit să spună doar că au împușcat un individ neidentificat ce avea asupra lui o armă. Disperați, rudele și vecinii băiatului au depus flori și s-au rugat în locul unde acesta a fost ucis.